Pandemia de coronavirus a schimbat nu numai viața de zi cu zi a oamenilor, dar și lumea politică. După lungi dezbateri cu privire la ziua și modul de desfășurare a alegerilor locale din acest an, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat ieri că startul perioadei electorale se dă mâine, 29 iulie 2020. În continuare, sunt stabilite termene limită pentru fiecare etapă premergătoare alegerilor, cele mai importante dintre ele fiind 7-18 august, perioada de depunere a candidaturilor, 22 septembrie, tipărirea buletinelor de vot, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora prin tragere la sorți computerizată. 26 septembrie, ora 7, încheierea campaniei electorale. 27 septembrie, ora 7, începerea votării. Ora 21, încheierea votării. Slătinenii speră ca situația epidemiologică actuală să nu afecteze și programul alegerilor din acest an. Mulți dintre ei spun că este de datoria lor să își aleagă reprezentanții locali și că știu deja pe cine să voteze. E important pentru că edilul local stabilește un program de reabilitare a zonei pe care o gestionează și de el depinde în mod normal activitatea din sector. Dar cum să nu merg? Nu e dreptul omului. Ce credeți că ar trebui să facă un primar pentru comunitate? Să asigure tot la cetățean, pentru că primarul, poporul ține, adică comuna îl ține în picioare. De mers vom merge, bineînțeles, dar să ajungem până acolo. În primul rând să asigure distanța asta socială, să nu avem după vot, să avem un exces și mai și, un val al patrulea, al câtelea. Să scăpăm de corona. Totdeauna am mers, deci totdeauna numai, cred că o singură dată n-am reușit data trecută, că nu mai merg, dar abia merg până aici, că am probleme. Conducerea depinde de pregătirea omului și de afecțiunea lui față de om. Potrivit reprezentanților Autorității Electorale Permanente, perioada de campanie electorală va începe pe 27 august și se va încheia pe 26 septembrie, cu o zi înainte de începerea votării.